că tare îmi mai place. Cu prilejul anului nou, vă urez din toată inima, dragi compatrioți, noi și noi realizări, satisfacții depline în muncă și în viață, împlinirea tuturor dorințelor de mai bine, multă sănătate și fericire, la mulți ani! Începe ceva tare! Animat Planet Show! Aho, aho, copii și frați! La partid vă alăturați și cuvântul mi-ascultați! Că am venit ca să vă ur să ieșim din primul tur! La anul anticipat, noi să avem majoritate! O să vă învăț eu minte și o să ies chiar președinte! Năstase în stânga mea, drept ca un soldat va sta! Iar lui Moșu îi dau o bere și ne luăm la revedere! Ia mă îndemnați, băieți, și ciocniți din ce aveți! Hei, hei! Spuneți-mi, aveți o dorință? Orice, firește, orice. Deși până acum nu m-ați văzut bând, înainte de sfârșitul meu în partid aș vrea o bere. Dacă nimeni n-are bani, eu propun să dăm în schimbul halbei de bere un tablou. Unde să mai pun încă un tablou de la tine? Unde? Nu știu, desigur, dar te rog frumos. Nu e pentru mine, este pentru bunica. Bine, fie, uite berea. Mașina mea! Nu se poate! Mașina mea! Cred că am noroc, firește. Președintele, nu? Da! Lasă, nu mai plânge. Hai înăuntru că te așteaptă domnul Iliescu. Ești sigur? Vrea să mă vadă? Nu mai este supărat pe mine? Nu, mi-a spus clar că vrea să te vadă. Ce, mă bucur, ta-ta-ta-ta-ta-ta! Uite, du-i tu halba asta, că vrea să bea, dar n-are cu ce. Dă-o încoace! Ce, mă bucur, ta-ta-ta-ta-ta! Bineînțeles, ies! Poftiți halba, vă rog. Halba? Ce înseamnă asta, prostănacule? Na! Au! Ahou, ahou, tulbai, tulbai! Pune-ți mâna pe buhaime, ca să-i tragem o urare direcțiunii sanitare! Mâine anul se termină, ioi, și m-am operat de splină! Mâine anul se loiește, directorii nebunește, că-i dă pătăți afară cu reforma sanitară, ioi! La ureche flori uscate, vai de-a noastră sănătate, tulbai, domne, flori de mane! La ureche tripidone, aș vrea niște silicone, hai, domn doctor, și mai stai! Dă-i coada la buhai! Opriți criza asta, vai! Și operați-mă, tulbai, ioi! În ceea ce privește sistemul sanitar, stăm excelent. Aici serviciul ambulanță. Domne, domne, ajută-mă! O să mor aici, Ani! Pentru preot, apăsați tasta 3. Multă sănătate sau Dumnezeu să vă ierte. Lucrurile merg foarte bine, pot să vă asigur de asta. Na, că s-a rupt acum, babă! Ce face bouul ăla cu apa oxigenată? Gata, poftița pe oxigenată!
Îmi luă un pic mai mult că mai era în față un operat care venise cu targa să ia niște spit pentru toată familia. Treci pe masa ta! Rezultatele sunt peste așteptări. Chiar tu, la televizor părei mai înalt, nu? Dumnezeu pe dracu, eu sunt doctorul. Oh, iar e pană de lumină. Are cineva o lumânare? Bă, domn doctor, pot să mă duc eu să fac rost de un redresor? Alo, bă, mai vrea careva ceva de la metalocasnica? Du-te, dar să nu întârzi mult. Gata, domn doctor, am fugit. Eu! De machiantul meu, boule, uite de pe unde mergi, mi-ai vărsat oja. Mă scuzați, doamne, să rămâna. Iertați-mă. Ce, v-am dat peste operație? Auleu, ulelei, mă scuzați. Cum am zis, situația sistemului sanitar este excelentă. Dar nu la noi, în Germania. Ce m-am păcălit! Aho, aho, mâncava-și gura! Am venit cu urătura! 2005 a fost bun! Am cântat ca un nebun! Paparai, bă, e urou! Am de toate, sunt barou. Ce boftică de anul nou, vijelie are show. Bă, nu e corect, bărbate, asta e discriminitate. Cine e ăsta, Matrix, Neo? Și eu apar doar la etno? La urechi clopoței, să moară dușmanii mei. Wow, viața mea. Băi, dede, dacă aș putea, aș face o școală în care să-mi placă să învăț, cu prof care să fie vedete barosane. Nu se pierde vremea cu muzică din asta antică, gen Bach, Mozart, Franz Liszt și Mirabella Dau. E bun și ăștia, dar nu poți să mergi la nuntă și să asculti Chopin. Muzica care contează e maneaua. Ura! Ura! Minuneaua! Minuneaua! Copii, astăzi, la ora de anatomie, o să vă spun totul despre... Sex? Despre părțile anatomice ale omului. Așadar, bărbatul e compus din multe, dar cele mai importante părți ale sale sunt mașina, vila și portofelul. Nicoleta, te iubim! Noi ca tine vrem să fim! Dacă nu eu, atunci cine să vă învețe matematică? Ura! Asta e matematica. Să știi să-ți numeri banii. Scurt și cuprinzător. Allah, Allah, copii și frați, stați busin, nu arestați. Nu mai dați cu bumnul în gură. Ascultați la urătură. Anul nou, ca în orice an, noi urim american. Să mă ierte Marijan, mișcoș, ohănesian. Din cauza lui Munaf s-a făcut rahatul braf. Și-a cu stau la închisoare și zornai din lansișoare. La mâini, cătușii cu chei, la bișoare, la căsei. Dați-mi drumul, măi, flăcăi, mânați, măi! Alți doi ziariști români au căzut în mâinile unei grupări teroriste din Irak. Mă numesc Adelin Petrișor și vă transmitem în exclusivitate, numai pe Al Jazeera. Scuze, domnule Oancea, eu le-am spus că se lante la unul, dar n-au vrut să-l înțeleagă. Da, e clar. Doar la OTV, stimați telespectatori, puteți vedea imagini senzaționale cu doi ziariști răpiți. Aici cu mine este și... este și colegul meu, Cătălin Radu, pe nas. Iată-l îmbrăcat, în căbașa portocalii. Las că vă salvez, eu mă viu acum, măi, copcii, măi. Oh, my God.
că n-am cedat în fața răpitorilor și nici n-am plătit pentru eliberarea lor niciun ban. Ce plac glumele mele. Aho, aho, desigur. Ați votat Maian pe unul Traian. El în scări s-a ridicat, din șuvița a fluturat. Pe toți i-a încălecat ca să-i facă de cacao, firește. Dar cu mine lupta e grea și nu merge chiar așa, fiindcă eu știu și karate, cu lovituri pe la spate, și nu poate oricine să tragă cu palma în mine. La ureche, perciuni, creți, haideți la K1, băieți. Hei, hei! Fără violență, fără violență. Te prinde, o Adriane. Traian, nu cu ardei iute. Nu, nu, Adriane, acum să te văd eu cum mai stai pe fotolul de președinte de cameră. Nu! Ia să vezi tu ce scuturi are băiatul. Nu, nu, tablourile mele. E, oricum, mai am câteva sute, firește. Traian, desigur că joci murdar. M-ai umplut de cacao. Iarna-i grea, o mătui mare, gâtul foarte rău mă doare. Și tușesc de dimineață, de parcă aș fi o rață. Sper să n-am o aviară cum e peste tot în țară. Căci la cornul eu vă jur, toate avem un trai huzur, ca pe coasta de azur. Stai în pat, mănânci fripturi, pe pereți plin de picturi. Și firește, dacă vrei, pot și whisky ca să bei. Mulțumim, ba de Adrian, ești un mare barosan. Tușiți, măi! Pui, 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 pui. Hai la mama, pui, 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 pui. Hai, mâncați bine, că umblă gripa prin țară și trebuie să fiți puternice. Auziți, fetelor? Ce că a dat gripa aviară printre găinile din țară. Cot, 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 codac. Vai de capul lor. Dar mie mi-e frică. Ce ne facem? Ce minte de găină ai tu, fată? Uiți cine este stăpânul nostru? Ia să mănânc niște mămăligă cu ceabă să vedem dacă mor. Oribil. Și unde ziceai că ai domeniu? În Turcia? Ai, dar ce frumos ești! Și zici că găinile noastre sunt mai frumoase? Ba, dar tu poți să ești cea mai frumoasă! Fetelor, ce se întâmplă aici? Mi-e frig! Vai, ce mi-e frig! Ne-am îmbolnăvit, șeful! Să nu ne omori! Să nu ne omori! V-am prins! Deci voi îmi îmbolnăveați țara! Gata! La țepe cu voi, în Piața Victoriei! Băi, dede, băi! Aho, aho, copii și frați pesediști și democrați, stați puțin și mă ascultați. M-am sculat mai an, eu, Petre Roman, pe bunica am chemat-o, într-o sanie am urcat-o și la Pol noi am plecat ca să-l facem democrat. Polul Nord de-acum să fie o mare democrație. Trageți roata, măi fârtați, și sociali, și democrați! Hei, hei, hei! Am câștigat un concediu gratis la capace. Mergem la Polul Nord, fetelor!
Ce faceți aici, măi, eschimoșilor? Tulmai, doamne, ăsta e eschimoșul Iliescu. Ioi, să-mi țăsc că-mi pierd capul. Ioi, tulmai, ioi. Petre. Ano, Ano, trezește-te. Petre, pune firma pe clădire. A venit concurența. Plecați imediat. Nici aici, la Polul Nord Social-Democrat, nu pot scăpa de voi. Na, na, să vă săturați de politică. Na, na. Aho, aho, sunt un pic beat, căci podul a terminat. L-am arat, l-am semănat cu porumb, cu barabule, cu păstăi și cu fasole, cu garoafe, cibrișări, de zici că-i podul de flori. Pe el, dacă bei un șpriț, te simți ca la gol de bliț. De-aia l-am vopsit cu roș, poate vine domn Cocoș și-l vede așa elegant și-l face restaurant. Ia scoateți ca în ciocu, băi, și pocniți cu el flăcăi să se îndoaie podul, măi! Happy birthday, Traian! Ce surpriză, Elena! Ce surpriză! Dar dacă podul nu-i gata, tot degeaba. Mă distrug ziariștii cumpărați de mafie. Cum să nu fie gata, domn președinte? Ia uitați ce am eu aici pentru dumneavoastră. Vizitele mele nu au fost inutile. Uitați, podul este aici și, așa cum am promis, de ziua mea voi călca pe el. Bineînțeles că voi distruge podul. Dacă nu mă asculți, eu mă supăr și plec pe cuvânt. Și nu mai vin la nicio conferință de presă să pozăm de echipa. Pleacă, oricum aici e treabă de bărbat, bineînțeles. Iete cine vorbea, bombonel. Unu, doi, trei, tadam! Iată-mă pe pod de ziua mea! V-am tras-o, nu? Așa a fost mereu cu Adrian. Te cheamă să te joci cu el, dar el să aibă toate jucăriile. Păi ce? Ce? Și-a găsit el prostul? Au! Bine, în cazul ăsta voi face singur podul. Tada! Foaie verde, mătrăgună! Astăzi ieșim din minciună, că am distrus în sfârșit sistemul ticăloșit, păstorit de Iliescu, Năstase, Mitra, Popescu. Nu mai dați cu hrebenciuci, că vă iau iar la măciuci. Aici închei cu discursul, Adriane, plimbă ursul. Mâine tu cu gașca ta să veniți la DNA, de la geamul casei mele, să vă văd după zăbrele. Ce îmi plac glumele mele, băi! Hei! Hei! Ne atacă PSD-ul! Cu ce? Cu hrebenciuci! Nu se poate! Hrebenciuci de distrugere în masă! Dacă asta nu-l distruge pe Băsescu, nu știu ce ar putea să facă. Ce se aude? Oare un elicopter? Sau este un avion? Nu! E super băse!
Măi copii, voi chiar credeți că mă clintiți pe mine cu hrebenciuci? Hai bă! Ați ajuns la capăt, băieți! Nu o să ne prinzi niciodată, Vi. Cu cele 400 de săl de spăr pe care le-am făcut, aș putea fi oriunde. O să ne mai întâlnim noi, super băse! Copii și frați, stați puțin, nu mă pozați, că nu-s frumos îmbrăcată, nici măcar nu sunt rujată. Aho, aho, domn președinte, că presa iarăși ne prinde și ne dă pe la ziare că ne-a văzut nu știu care, mâncând fripturi și bând șpriți la masă la Golden Blitz. Câte pietre la fântână, atâtea ciorbe cu smântână, câte pene pe cocoș, atâtea tăfi cu gogoș. Mâncați, măi, hai! Lasă că mă aranjez eu, mă, păcătoșilor, mă! Eu să mă țineți minte, mă! Na, mă! Au! Domnul președinte, scuzați-mă că vă spun, dar în cap aveți un adevărat ghiveci! Știu, toți ăștia din presă zic că am ghiveci în cap, dar și eu îi fac pe ei varză! Ce-mi plac glumele mele. Dansez, Elena. Ca-ca-ca, vă văd. Suficientă atâta transparență. Hai, băști. Ca-ca, nu vă mai văd. Ca-ca. Aho, aho, nu așa? I-am urat și pe Rușciop, pe Andropov, Gorbaciov, pe Nixon și Arafat și m-am făcut ascultat, nu așa? În milenul care vine, o să ascultați tot de mine, unul să-și fure căciula, altul să-mi vadă fusile, nu așa? Iar voi ce rămâneți, să suflați, nu așa, în făcăleți. Ding, 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 bring, 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 ding, ding. Fraților, a venit clipa să ne ducem la Antipa. Asta e viața, nu vreau eu să fiu expus la muzeu. Ascultați pe Moș Brucan, toți ajungem în Burcan. Hăi, nu așa, hăi. De 20 de ani, nu așa, toți spun că vine sfârșitul, tunelule. Acum, uite, ghețarii se topesc, nu așa, soarele arde, nu așa, la ceasul unii, măi, tovarăș. Uf, dacă mai luam eu un mandat, duceam la bun sfârșit un program antiglaciațiune de primă mână. Și doar la experiența mea de dinozaur puteam fi de folos încă. Drept să spun, tovarășe Brucan, nici nu simt că am 750 de ani. Am forță ca un tinerel de 450. Hai, cine zice că nu? Dar ce să le cer? Nu așa. Nație de stupid dinosaurus, nu așa. Ding 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 ding. Uite-și la asta, micu. Habar n-are ce-l așteaptă săracul, nu așa. Aaa.
dar uite cine vine, nu așa? Doi dinozauri care știu să lupte pentru locul lor în preistorie, nu așa? Să ne trăiți, domn președinte! Ce să mai trăiesc, domnul Dragomir, că vine glaciațiune. Atâta grijă să avem noi. Las că trece și peste asta. De 600 de ani de când conduc liga nu m-a mișcat nimeni. N-o să mă sperie o glaciațiune. Hai, nașule, hai că astăzi joacă Dinamozaurus București cu Mamuta Arad. Hai, bagă mare că pierde meciul. V-am pupat, pa! Băi, nebunule, uite-te pe unde mergi, că-mi sparge oile. Trebuie să am grijă de viitor. 757, 758, 759... Măcar câteva să scape de glaciațiune. 760, 761, 760... Aho, aho de anul nou, că găina n-are ou și pe tău n-are gușă, ia mai dă un leu mătușă, că de nou îți scriu pe ușă cum am scris de atâtea ori și în presă și scrisori, cum vă spun și vă tot spun că nimica nu e bun. Să vă spună Hurezeanu ce o să pățiți la anul. Uite, iar m-ați supărat, îmi iau pixul și-am plecat. Și vă zic, fără rușine, doar în Matrix mă simt bine. Nici nu mai spun chestia asta cu hei, hei, că e perimată, băi. Prevăd în viitor apropiat, nu așa, un inamic care te va răpune. Ferește-te de omul cu trei nume, nu așa. Călin Popescu Tăricianu? Inamic? Ha! Hai, moșule, că glumele tale sunt aproape la fel de bune ca ale mele. Înțeleg ce a spus oracolul. Tu ești omul cu trei nume. CTP. Oh, m-ai învins. Termină-ți treaba, Cristiane. Asta e. Am învins. Doar presa poate învinge sistemul. Nu se poate! Sistemul reacționează! Guzgani Rosalie atacă! Presa nu poate fi învinsă de nimeni! Aho, aho, copii și frați! Cred că acum... regretați că în congres toți ați votat să fiu în sfârșit schimbat. Acum pocniți din bici, greu la deal cu boșii mici. Și la vale tot așa, alelei ce viață grea. Ascultați urarea noastră, veți pieri pe limba voastră. Și ascultați ce vă mai ur, o să mă pupați, vă jur, să vă bag în polul meu care-i fostul FSN-ul. Mânați, măi, dragă, la mulți ani, mânați. Băi, animalelor.
Ioane, e inevitabil. Îndeplinește-ți destinul alături de mine. Obi-Ion nu ți-a spus niciodată ce s-a întâmplat cu tatăl vostru. Eu sunt tatăl vostru. Nu! 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 Ce glumă bună! Mircea, vreau să te văd cu ochii mei înainte de a muri. Tovarășul? Nu se poate! Ba, se poate, tovarăș. Este adevărat că uneori sistemul a făcut și unii greșeli, tovarăș. Dar voi cu toții sunteți rezultatul acestui sistem. Nu încercați să-l înfrângeți, căci sistemul e în toate, e în cele ce sunt și în cele ce mâine vor râde la soare. E în Marte, ori Venus, Saturn și Pământ. E mare, puternic și tare. Mircea, alo, mergeți cu toții în partidele voastre. Nu credeam că doar așa. O scârietură umflea. Mircea, eu acum mor. Rămâi cu bine, Mircea. Nu răspunde în fața mea. Mă, ce mă doar. Mor. Ahoi! Ahoi, ahoi, copii și frați! Băi, dede, mă ascultați? Cel mai mult în 2 ani, bine mi-a plăcut Tarzan și maimuțele din junglă, mai ales atunci când cântă! Bânați, băi, dede, băi! 1, 2, 3 și... Bidabapa, bidabapa. Eu sunt mai dragă în victoraj, spârlicină gășit. Căci maimuțoi crescuți de mine m-au cam azilit. Vreau pe cracă sus iar victor, căci am fost trădat de un macac cam prostănac și un urs bun de plimbat. Oh, șubidu, mă simt chiar tânăr, și-aș vrea concret la tinere. Poate nu-i rău să-mi dai chiar postul tău, căci viitorul PSD-ului sunt eu. Ia seama la necesități, la simplele necesități. Acum că ești și tu parlamentar, oh, yes! Bugetul gras și aprobat și mergi cu ursul la plimbat. De-ai bani de spui pentru necesități. Mersanul la scară firește, salariu baban, birou secretare, diurn piunan. Și pot să bâzâie cât vor bondarii presei că din zbor. Tu servieta ți-ai umflat și din merțan i-ai salutat. Firește, e junglă, asta e bineînțeles. Când bani pentru necesități ai la buget, la parlament, avem și noi necesități, că nu suntem mai maimuțe toți. Și noi muncim, nu ne mai maimuțărim. Yes, man! Umflați-vă voi cu banane, că noi ne tragem spre ciolane. Avem buget pentru necesități, că avem buget pentru necesități. Yeah, ba ba, shadubida ba, badu, firește, badubida ba. Nima
vine spre noi, mă, nebunul, mă, fugiți, mă! Aho, aho, mihe, mihe! Mâine anul se noiește și o bere îmi lipsește. Cred că iar s-a trezit baba. M-a furat, n-a stat degeaba. Eu la anul vă aștept tot la Animal Planet. De urat v-aș mai ura, dar mică ne-om scufunda ca Titanic un ocean și uite, vine noul an. Hai, mulți ani, la revedere! Bă, dar chiar n-aveți o bere? Doamna, cât de greu se mai mișcă vaporul. Dacă îi ajung, e greu. Bela și Călin și cu conservatorul, toți peste ușorul pe greu. Vai, vai, traiaricul meu, te-am băcut să plutești ca un cântecele mele. Hai, băieți, cântăm pentru ultima oară. Sol major. 1, 2, 3 și... Să ne aruncăm șeriți! Sunt cel mai puternic om de pe vaporul ăsta! Iar acum, spre UE, cu toată viteza, înainte! ...2003-2004! Hei! Mai trăiește cineva! 2005-2006! Mă aude vreun PSD-ist? 2007-2008! Am câștigat jocul! Ura! Ura! Aoleu! Aoleu! Mircea, unde pleci? Mircea! Ajutor! Ajutor! Prosenacule!